Peste câteva zile, unitățile de învățământ vor avea porțile deschise, dar nu pentru elevi așa cum ar fi de așteptat. Ironic, școlile se vor deschide, dar doar electoral. Mehedințenii sunt dezamăgiți pentru această decizie, întrucât în fața elevilor se pare că voturile sunt prioritare. Alegeri da, școală ba. Autoritățile guvernamentale vor deschide școlile în acest sfârșit de săptămână, însă doar pentru votanți. Învățământul anul ăsta e la pământ, va fi la pământ. Deci generația asta, cum în alte porți se pot deschide și la noi numai într-o zi se deschid ca să votăm. Cred că n-au făcut bine ce au făcut, că au închis școlile. Că cum învață copiii? N-au tablete, nu le-a asigurat nimic. E dezastru cu PNL-ul. Dar pentru ziua de votare? Ziua de votare, ca să voteze chiar dacă moare toată lumea, numai ei speră ca să fie aleși. Dar lumea știe pe cine alege când ajunge acolo la vot. Decizia guvernului Orban de a închide școlile a creat confuzie și furie în rândul cetățenilor. E foarte bine că se deschid școlile. Doar pentru votare? Păi aia! Că PNL-ul asta a vrut, a închis tot, iar după votare s-ar putea să ne dea o stare de urgență. Depinde cum bat vorba aceea, apele. Oamenii nu au înțeles de ce unitățile de învățământ au fost închise, dar campania electorală a fost permisă. Școlile se vor deschide în acest weekend, însă doar pentru vot.